Școala Generală din Măgurele a participat și la această ediție a proiectului Gândește Verde, Gândește Curat, spre marea bucurie a elevilor, a părinților, dar și a autorităților locale. Copiii alături de părinți au adunat buruienile din straturile cu flori aflate în curtea școlii, dar și gunoaiele de prin comună. Mai presus de toate însă, ei sunt mândri că le pot da o lecție adulților. Pentru toată comuna și pentru toți copiii a avut un impact foarte important, pentru că am încercat să le dăm o lecție celor mari, în primul rând, și copiilor. A avut un impact foarte important acest proiect, deoarece mulți colegi și mulți părinți au fost influențați, nu mai au ca gunoaie, din cauza coșurilor care au fost amplasate, au fost mai multă curățenie pe străzile principale, care e cel mai important. Ne-am propus să ecologizăm comuna, să avem un mediu mai curat și îngrijit. Tu ce părere ai? Eu sunt de părere că este foarte importantă această ecologizare pentru mediu și pentru comuna noastră. Părinții sunt mândri că acest proiect le-a făcut copiii mai responsabili. Susținem școala și proiectul școlii, proiectul Comunei Măgurele. Considerăm că este de ajutorul copiilor pentru a învăța să trăiască curat, ordonat și disciplinat. De copii și noi părinții vrem să avem o comună frumoasă, curată, ecologică. Îi sprijinim și îi ajutăm întotdeauna. O activitate care se desfășoară în aer liber, ceea ce este necesar copiilor. Ei nu trebuie să fie privați de aer, de soare, de natură, pentru că și ei sunt ca niște flori. Stând numai în clasă, în sălile de clasă, cu emoții, crispații, ei se interiorizează. Ea sprijină acest proiect. Este un proiect la care am participat și anul trecut și l-am susținut. Am fost alături de școală și de copii. Căutăm să insuflăm dragostea pentru natură și pentru mediu. Mesajul meu către locuitorii acestei comune este acela de a păstra un mediu cât mai curat și de a se implica cât mai activ în viața instituției noastre. Deviza proiectului este: nu putem schimba pe alții, dar dacă ne putem schimba pe noi înșine, putem înceta schimbarea înfățișării pământului. Iar elevii au învățat nu numai să păstreze natura curată, dar și o mulțime de informații despre habitatele naturale, protecția și conservarea arilor naturale protejate din județul Prahova și identificarea arilor cu probleme de mediu.